seara și bun găsit, vă spun și de această dată, vă invit să rămâneți alături de noi. Discutăm astăzi despre seria de evenimente demarată de Universitatea din Craiova pentru apropierea de mediul socioeconomic din regiunea noastră. La sfârșitul acestei săptămâni, respectiv pe 25 și pe 26 noiembrie, Universitatea din Craiova, în colaborare cu Camera de Industrie și Comerț Oltenia, vor organiza un amplu eveniment, Oltenia Pol de Inovare și Cercetare. Sunt alături de noi domnul profesor universitar dr. Radu Constantinescu, prorectorul Universității din Craiova, și domnul Gabriel Vlăduț, președinte Camera de Comerț și Industrie Dolj. Vă mulțumesc că v-ați rupt din timp și ne sunteți alături. Știu că astăzi, în ziua premergătoare evenimentului, este una dintre cele mai ocupate. Să rămână, bine v-am regăsit! Este într-adevăr foarte ocupată, în special pentru domnul președinte al Camerei de Comerț și Industrie, care deja astăzi are un prim eveniment. Topul firmelor. Așa cum ne-am obișnuit an de an, pe finalul anului, în Oltenia, Camera de Comerț și Industrie Dolj premiază cei mai buni dintre agenții economici. Așa este, acest lucru va avea loc în această seară. Așadar, mâine deja știm care au fost cele mai performante firme din mediul economic din regiunea noastră. Fără îndoială, și de pe acum pot să vă spun că o bună parte din aceste firme vor fi prezente mâine în expoziție, în partea de inventică, apoi în a doua expoziție, în partea de workshop-uri dedicate problemelor, să spunem, mai mari, care privește colaborarea mediul de afaceri, cercetare, dezvoltare, și vor fi alături de noi la întregul șir de evenimente. Din nefericire, regiunea noastră, conform datelor economice, nu este una dintre cele mai fericite la nivel național, deși se depun eforturi substanțiale atât de instituții cum este Universitatea din Craiova, cât și de instituții cum este Camera de Comerț și Industrie Oltenia, în sensul de a revigora piața muncii. Fără îndoială aveți mare dreptate pentru a fi consecvent și a da date punctuale. Suntem pe penultimul loc ca regiune la nivelul țării. Din păcate și țara este pe ultimele locuri la nivelul Uniunii Europene. Noi dorim împreună, pentru că acest parteneriat este unul strategic, dar în același timp absolut necesar, să venim cu un concept integrat, din nou necesar pentru regiune, dar și perfect consonant cu ceea ce se întâmplă în întreaga Europa, să punem față în față cererea și oferta, pentru a crește competitivitatea firmelor, a regiunii, prin cunoașterea reciprocă între cercetare, dezvoltare, inovare și mediul de afaceri, venind cu suportul programelor care finanțează acest parteneriat și aducând în același timp inventatori cu idei noi, cu idei valoroase, premiate internațional, pentru a oferta către piața care, repet, are mare nevoie de noi produse, sisteme și servicii. Domnul prorector, o situație dificilă în care este regiunea noastră, care are, din nefericire, repercursiuni și asupra Universității din Craiova. Iată că piața muncii, cererea cu oferta, se întâlnesc la Universitatea din Craiova. Agenții economici sunt atrași către regiunea noastră și prin acțiunea ale Universității din Craiova, cum avem sediul de INCESA, structura în tehnologii avansate. Într-adevăr, este deja un lucru cunoscut că Universitatea din Craiova și-a stabilit ca punct strategic stabilirea unor relații foarte strânse cu agenții economici, cu ceea ce înseamnă actorii principali pe piața muncii. Noi producem forță de muncă pentru acești agenți și este normal să colaborăm cu ei, să știm exact ce anume își doresc și să ajutăm cumva, pe de o parte, la formarea viitorilor angajați și, pe de altă parte, la implementarea unor idei inovatoare, a unor
transferuri tehnologice. Iată, sunt câteva obiective care se urmăresc inclusiv în acțiunile pe care le vom organiza în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie. Ne-a bucurat foarte mult când am primit această invitație care a căzut perfect pe strategia generală a universității. În luna octombrie am avut Forumul Carierei, un alt eveniment de amploare pentru regiune, pentru universitate, în special pentru studenții aceștia, dar și pentru mediul economic. Aș vrea, domnul prorector, pentru că nu am mai vorbit după eveniment, să ne spuneți cum a fost primit. A fost, îndrăznesc să apreciez, un succes remarcabil. A fost o acțiune în care principalii angajatori din regiune au putut să vină în contact direct cu studenții, iar studenții au putut să afle exact ce își doresc angajatorii, ce oportunități au de practică, de internship-uri în acele companii, astfel încât să facă un prim pas spre angajare și spre încadrarea în companiile respective. Iată, deci, a fost un eveniment în care au fost puși la aceeași masă angajatorii și viitorii angajați, iar acum urmează un eveniment în care se așează din nou la aceeași masă angajatorii, dar priviți de data aceasta din perspectiva oamenilor care produc lucruri, servicii, produse, și cei care, mediul academic, care poate să contribuie la aducerea de valoare adăugată, de noutate, de inovații. Pe lângă forța de muncă pe care Universitatea din Craiova o dă către mediul economic, nu putem să nu vorbim și despre metodele noi de lucru, despre cercetările care se desfășoară în laboratoarele Universității din Craiova ca și metode pentru dezvoltarea anumitor tehnologii în anumite industrii. Fără îndoială, este un obiectiv, un obiectiv pe care îl privesc prin prisma mediului de afaceri, care apreciază aceste cercetări, dar în același timp se uită cu atenție care din aceste cercetări sunt utile mediului de afaceri pentru a introduce în fabricație, pentru a realiza transferul tehnologic pe întregul ciclu de viață necesar. Și aici revin puțin spunând, firmele din ce în ce mai mult se uită pentru a-și crește valoarea adăugată la conceperea produselor în această regiune, în propriile firme. Deci firmele au nevoie de aceste cercetări, dar în același timp cercetările trebuie privite ca potențial de piață. Dacă împreună partenerii lucrează în acest spirit, în câțiva ani putem avea aceste rezultate transferate către mediul economic, produse în această regiune, și expozițiile din anii viitori vor releva necesitatea întâlnită pe piață. La mijlocul acestei luni, la Bruxelles, a avut loc Târgul Internațional de Invenții. Noi, ca și regiune, ne putem mândri și aici cu câteva puncte extrem de importante bifate. Fără îndoială, în primul rând să spunem că este pentru prima dată când expoziția, pavilionul României, se reface integral, și acest lucru se va vedea mâine la acest șir de evenimente. Vor fi 32 de invenții prezente la Bruxelles, inclusiv invenția din regiunea Oltenia, care a primit medalia de aur și premiile a două țări participante. Palmaresul însă va fi anunțat oficial mâine, dar aceste lucruri se vor vedea, pentru că și acolo inventatorii vin și către regiunea Oltenia, dar și invențiile din regiunea Oltenia, 30 la număr, vor fi prezente în expoziție pentru a-și căuta fabricanți. Deja a trecut perioada în care inventatorii se bucurau cu
un mare premiu la o expoziție de talie a Bruxelles-ului, adică în primele trei din lume, și să uită cu mai multă atenție ca produsul lor să ajungă fabricat în bune condiții și să fie astfel verificat pe piață. Și mâine se vor întâlni și inventatorii cu fabricanții pentru a își expune ideile care pot fi analizate în vederea introducerii în fabricație. Evenimentul este găzduit de Universitatea din Craiova, în clădirea centrală a Universității. Asta ca și o invitație pentru cei care ne privesc, pentru că, din câte știu, este un eveniment cu ușile deschise. Categoric, este absolut natural să invităm absolut pe absolut toți cei interesați de inovare, de produse concepute și fabricate în Oltenia. Și pentru a completa datele pe care le-ați adus, trebuie să informăm pe telespectatori că mâine vor exista două vernisaje de expoziții. Expoziția fabricat în Oltenia, în care firme din regiune își vor expune produsele principale și ariile principale de activități. Apoi există vernisajul acestei expoziții de inventică, la care vor fi prezente alături de 30 de invenții și inovații ale inventatorilor locali, cele 32 de invenții și inovații prezentate la salonul de România, deci selectate de România și prezentate de România, la salonul de la Bruxelles. De asemenea, mâine vor exista o serie de workshop-uri care vor fi, de fapt, niște ateliere de lucru în care mediul academic și mediul de afaceri, pe de o parte, mediul de afaceri, el însuși, reprezentanții mediului de afaceri între ei, pot să schimbe idei, pot să încerce să pună la punct idei noi, idei de proiecte noi, activități noi, pe care sigur vom fi foarte bucuroși să le generăm ca rezultat al evenimentului de mâine. Îmi permit să subliniez că în complementaritate cu aceste acțiuni mai există un workshop dedicat surselor de finanțare, oferit în egală măsură celor care concep, realizează partea de cercetare și oferă idei către piață, cu cei care au nevoie de aceste idei, cu mediul de afaceri, și o sesiune de întâlniri față în față, business to business, mediul de afaceri, parteneri între ei, așa cum a spus domnul prorector, și mediul de afaceri cu cercetarea, dezvoltarea, toate împreună conturând necesitatea unui parteneriat care să lucreze în beneficiul acestei regiuni. Da, va exista, ca să încheiem cu prezentarea, aș vrea să menționez și seminarul de prezentare, deci nu numai a oportunităților de finanțare, ci și a oportunităților de colaborare pe care în special IMM-urile le au, posibilitățile acestea, oportunități, prin rețeaua Enterprise Europe Network. Sunt foarte multe firme din regiune care deja au fost integrate în această rețea și au intrat în colaborări internaționale eficiente. Un parteneriat care se realizează între principalii factori care ar trebui să alcătuiască tabloul economic, cum este și normal, reuniți toți acești actori sub cupola unei instituții academice. Revenim la normalitate. Peste tot în lume lucrurile se întâmplă așa. Normalitate și lucruri firești. Am ținut mult să se organizeze la Universitatea din Craiova, tocmai pentru a sublinia acest parteneriat absolut normal și firesc. Nimic spectaculos sub acest aspect, pentru că împreună suntem cei care oferim. Suntem suportul pentru ca mediul de afaceri, respectiv cel de cercetare, să-și dovedească competitivitatea. Enterprise Europe Network este o rețea care oferă o gamă
enormă de servicii, inclusiv de internaționalizare a afacerilor. Pentru a fi competitiv pe o piață internațională, trebuie să ajungi, în primul rând, să fii competitiv în regiunea de dezvoltare, după aceea de a găsi acele parteneriate care îți permit să ieși în lumea internațională și acolo numai cu expertiză dovedită poți să rămâi pe piață. Parteneriate extrem de viabile, pe de altă parte însă noi ne obișnuisem cumva așa în mentalitatea noastră colectivă, mai ales cea de olteni, să ne plângem. Pe de o parte agenții economici să se plânge că forța de muncă este prea puțin adaptată condițiilor practice de lucru, pe de altă parte poate că și mediul universitar să se plângă că mediul economic nu este extrem de atent la nevoile mediului universitar. Am realizat așa un fel de ping-pong în ultimele decenii, căutând poate cauze acolo unde nu există. Fără îndoială aveți dreptate și să nu se înțeleagă sub nicio formă că evenimentul de mâine este unul singular și evenimentul care rezolvă toate aceste probleme. Însă ne gândim că în loc de ping-pong e mai ușor să ne întâlnim la o masă față în față, să spunem cinstit cu bune cu rele ce se întâmplă și să căutăm împreună surse și modalități de rezolvare. Fără nicio îndoială, acest lucru nu-l vor face oficialități din alte regiuni sau la nivel central. Întâi să ne rezolvăm noi problemele noastre, să ne cunoaștem foarte bine, repet, cu bune și cu rele, pentru a putea construi mai departe. În ceea ce suntem împreună, noi am dorit să deschidem porțile către studenți, către masteranți, către doctoranți, să își adune date pentru ca lucrările lor să cuprindă lucruri reale și nu numai lucruri teoretice. Pe de altă parte, cunoscându-se, vor găsi posibilități de colaborare pe multiple sectoare. Noi, observând ce se întâmplă, ce lucruri mai puțin bune au fost subliniate, găsim necesități pentru viitoare proiecte în care să luăm exact partenerii cu expertiză pentru a rezolva problemele respective. Numai împreună putem să creștem, iar izolat nu pot să spun că e imposibil, dar este greu de crezut. Domnul prorector, am văzut o deschidere extrem de importantă din partea instituției universitare către mediul economic. Am văzut o adaptare a programei de studiu, am văzut mastere noi la Universitatea din Craiova care au fost realizată tocmai pentru a răspunde nevoilor unor anumiți agenți economici din regiune. Da, într-adevăr, vedeți, probabil, apropo de ping-pongul pe care îl evocați puțin mai devreme, probabil că ambele părți aveau dreptate și mediul economic avea dreptate să se plângă un pic că studenții nu sunt pregătiți pentru integrare pe piața muncii și noi aveam puțin dreptate să ne plângem că mediul economic nu totdeauna este alături de noi, dar până la urmă primii pași s-au făcut. Există o colaborare bună, reprezentanții ai mediului economic sunt implicați inclusiv în elaborarea programelor, curiculei la anumite programe de studiu. Iată, sunt mastere, programe de master concepute împreună cu mediul socioeconomic. Deci este foarte clar că Universitatea din Craiova s-a deschis total către mediul socioeconomic. Este clar că relațiile de colaborare acum sunt bune. Trebuie însă să nu ne oprim aici și să facem pași următori care vor conduce efectiv la rezultate palpabile, care să se simtă în, dacă vreți, nivelul de dezvoltare economică al regiunii. Îmi permit să subliniez aici că Universitatea din Craiova pentru mediul de afaceri nu mai este universitatea de ieri. S-au înființat și există platforme deosebit de competitive
pentru cercetare-dezvoltare care, la rândul lor, sunt oferite, bineînțeles, într-un parteneriat, către mediul economic pentru a-și dezvolta noi produse, noi concepte. Pentru această dezvoltare au nevoie de experți pe care îi găsesc la universitate. Mâine vom prezenta cazuri de bună practică. Credem că astfel de cazuri dovedite în Craiova și prezentate chiar de cei care le-au realizat constituie premize pentru alte cazuri de parteneriat. Încercăm să dezvoltăm aceste lucruri prin dovezi oferite, repet, de cei care au fost impricinați în astfel de activități pe limbajul dânșilor. Laboratoarele universității, indiferent care sunt acestea și nu numai INCESA, dar în primul rând INCESA, sunt fermenți pentru parteneriate și pentru dezvoltarea de idei bazate pe necesități. Sigur, partea teoretică este deosebit de importantă și poate fundamenta rezultate pe termen mediu și lung. Firmele se uită, în primul rând, la rezultate dacă se poate ieri, nu astăzi, și aici mai avem încă de lucru chiar pentru schimbarea mentalității, pentru aruncarea în acest ping-pong absolut real, dar vrem să-l înlocuim printr-un parteneriat, prin discuții, în mod natural și firesc. Nu să forțăm lucrurile. Acest lucru se va întâmpla în șirul acesta de evenimente gândit pentru mâine și poimâine. Temele sunt unele extrem de generoase, cum spuneați anterior. Sunt teme care vin în sprijinul dezvoltării. Aș vrea să enumerăm doar câteva dintre ele, cum ar fi servicii și tehnologii pentru orașe inteligente, o temă extrem de actuală care mie, cel puțin, mi-a atras atenția. Peste tot în lume se caută noi metode, noi proiecte mai sustenabile, mai durabile pentru dezvoltarea orașelor mari. Sigur, e o temă în care recunosc că ați atins un punct sensibil în mine, pentru că Craiova are toate aturile pentru a accesa fonduri de acest tip. 3 ani la rând a fost nominalizat ca oraș inovativ la nivel european. Și aici e nevoie de o schimbare de mentalitate. Avem nevoie de un parteneriat real, administrație locală, cu cercetarea și mediul de afaceri. În momentul în care acest parteneriat se poate crea, ideile vor veni. Ideile se vor culege și mâine. Mâine vom spune ce avem, ce putem face, iar firmele pot să spună cine le poate implementa. Întrebarea este unde. Universitatea din Craiova, și cred că ar trebui să menționăm acest lucru, domnul prorector, a găzduit în urmă cu nu foarte mult timp, cred că tot undeva prin luna octombrie, un amplu eveniment care a reunit ingineri din toată lumea, nu doar din țară, sub patronajul celor de la GIR, sub coordonarea domnului profesor doctor Manole. Da, evident, vom valorifica rezultatele acelui workshop care a avut ca temă orașe inteligente. Domnul profesor Manolea chiar va fi cel care va coordona respectivul workshop de mâine și vom pleca la drum cu ceea ce s-a văzut că se poate face în alte orașe. Sperăm din tot sufletul să rezulte idei frumoase pentru Craiova. În fapt, un rezumat al ideilor
care au fost prezentate în acel simpozion vor fi puse la dispoziția participanților la workshop-ul de mâine, tocmai pentru a crea platforme care să unifice mai multe idei. Mi-amintesc că la o discuție avută cu domnul Manolea că și rezumatul acestor dezbateri care au avut loc vor fi, spunea dumnealui că vor fi puse la dispoziția administrației publice locale, în speranța că lucrurile se vor și implementa. Da, este exact feedback, ce exact, spunea domnul. Extrem de va fi din nou cele două autorități. Reiterat această idee mâine și sperăm să desprindem câteva idei fezabile pentru Craiova. O altă temă extrem de generoasă și de importantă, având în vedere că suntem într-o regiune cu un mare potențial agricol, este tema legată de modele de dezvoltare sustenabilă pentru agricultură, horticultură și procesarea alimentelor. Știm cu toții, avem o regiune care, slavă Domnului, ne-ar permite să facem agricultură în condiții foarte bune, avem condiții pedoclimatice. Cu toate acestea, însă, nici la acest capitol nu stăm extrem de bine. Eu îndrăznesc să spun că trăim într-o oarecare nebuloasă prin faptul că nu știm aici, între noi, ce se oferă, și oferta este deosebit de mare. Veți vedea mâine, alături de idei, alături de produse, invenții multe în acest segment care se oferă de institute din această regiune. Și totuși, noi importăm sub ce calitate am idei destul de îndoielnice, în același timp noi tipuri de semințe adaptate cerințelor pedoclimatice ale acestei regiuni există, dar ele nu sunt suficient de prezente pe piață. Acest parteneriat pe care mâine încercăm să-l punem să discute la o masă și în cadrul acelui workshop este unul din obiective. Subliniez că va fi secțiunea de fonduri care va permite atragerea de finanțări dacă parteneriatele sunt constituite, dacă ideile sunt concretizate și dacă produse finale sunt ofertate către piață. Este un domeniu foarte necesar întregii zone, care și ofertează în același timp de la cercetare până la partea de producție. Să spunem că mai avem un sector legat de produse bio în care cred că regiunea noastră ar putea avea un cuvânt de spus. Multe unități spun că ar putea produce, dar nu se știu foarte bine tehnologiile, metodologiile de lucru, cum se obține titlul de produs bio, nu se identifică piețele de desacere și așa mai departe. Deci sunt așa de multe puncte de discuție și credem că workshop-ul de mâine nu este decât un punct de plecare și nici de cum punctul de soluționare a tuturor acestor probleme. Am putea spune însă că lucrurile merg pe drumul cel bun. Mi-amintesc în vară la concurența care a fost pe locurile scoase la concurs, la admitere la Facultatea de Agricultură, respectiv la Facultatea de Horticultură. Dacă în urmă cu un deceniu de-abia se ocupau locurile, și îndrăzni să spun cu scuzele de rigoare, iată, asistăm în ultimii ani la o concurență din ce în ce mai asiduă. Da, este, îndrăznesc să spun, și urmarea politicii pe care universitatea a făcut-o, în primul rând să-și îmbunătățească foarte mult dotările și
oferta practic educațională, iar pe de altă parte în atragerea tinerilor spre aceste domenii care chiar reprezintă un domeniu cu mare potențial de dezvoltare. Inclusiv după absolvire, absolvenții pot să-și pună la punct afaceri pe care să le dezvolte și care pot să fie de succes. Un domeniu poate de care nu am vorbit este domeniul vie și vinuri, cu un potențial enorm pentru această zonă și un domeniu care dovedește că această colaborare universitară în partea de formare, cercetare, dezvoltare, din nou universitatea împreună cu unitățile de producție au dus la rezultate. În momentul de față, întreaga regiune este cotată pe primul loc la nivel național în privința producției de vinuri roșii de calitate. Nu cantitate, dar calitate. Fără un parteneriat universitate-cercetare-producție, nu am fi ajuns la aceste rezultate. Totuși, a spune că nu este suficient. Avem nevoie de specialiști care să creeze branduri, promovarea acestor branduri, astfel încât valoarea adăugată sub marcă fabricată în Oltenia să fie recunoscut la nivel internațional. Vinurile sunt cunoscute, nu putem spune nu, dar de cele mai multe ori sub branduri internaționale, nu sub branduri ale regiunii. Din fericire, aș adăuga eu, și situația nu este singulară, nu doar la vinuri se întâmplă acest lucru, facem produse de calitate, dar le vindem și laurie și alții. Vedeți, odată în plus, rolul acestui șir de evenimente care, pe lângă identificarea parteneriatelor, să spunem, lucrurile bune care s-au făcut în domeniul vinurilor să fie prezentate ca mod de lucru și către alte sectoare economice care poate nu au ajuns la aceste rezultate, dar în același timp să prezentăm și metodologii internaționale care se practică peste tot. Și, finalmente, avem nevoie de o regiune cu un brand. Atunci vom putea vorbi și, probabil, în anii viitori vom vorbi și de turism în domeniul vie-vin, turism nișat pe anumite segmente într-o regiune cu brand internațional. Deocamdată, noi căutăm să ne regăsim pentru a urca de pe locurile pe care dumneavoastră le-ați precizat foarte bine. Domnul prorector, anul universitar a debutat în forță pe această latură de strategie de apropiere a mediului economic de mediul academic, de cercetare și de inovare. Am avut două evenimente extrem de mari, urmează și mâine. Un alt eveniment extrem de important, la ce să ne mai așteptăm, dacă puteți să ne mai spuneți? Pentru că începusem discuția noastră, suntem la final de an și acum facem bilanțuri, trebuie să ne așteptăm, să vă așteptați și vă vom invita la Gala Cercetării. Deci, universitatea, pe lângă cercetarea aplicativă, aceasta experimentală, excelează și în cercetare fundamentală. Sunt specialiști foarte buni care au publicat un număr important de articole în reviste cotate internațional, au obținut brevete internaționale sau au publicat cărți în edituri de prestigiu din străinătate. Toate aceste realizări vor fi premiate la Gala Cercetării, pe care intenționăm să o organizăm pe 15 decembrie.
Domnul președinte, domnul prorector, vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Vă doresc mult succes în organizarea și în bună desfășurare a evenimentelor, a multitudinii de evenimente, aș putea să spun, care urmează mâine, respectiv poi mâine. Pentru cei de acasă care au drum prin zona centrală, poate că ar fi de interesant să se alăture cel puțin pentru a putea să vadă câteva dintre expozițiile pe care le pregătește Camera de Comerț alături de Universitatea din Craiova, respectiv expoziția Fabricate în Oltenia sau expoziția de inventică și de ce nu, și să audieze câteva dintre temele discutate, teme extrem de importante pentru noi ca și regiune, pentru dezvoltare. Vă mulțumesc încă o dată. Bine, vă mulțumim. Toate cele bune vă doresc, numai bine.